Pentru că sunt 30 de ani și 30 de ani am și eu de când m-am pocăit, eu aș vrea să ajung în împărăție și cu toți slujitorii de la Alfa, toți misionarii de la Alfa, toți cei ce lucrează acolo, doresc ca Domnul Dumnezeu să le dea biruință, putere. Și totodată îndemn pe tot să fim un sprijin pentru Alfa și Omega. Pentru că ciosteneala asta care Dumnezeu a lăsat-o, lucrarea care Dumnezeu a îngăduit-o și o face, să fie ajutat în lucrarea de slujire, de misiunile care se fac cu Alfa și Omega, că am înțeles că face și în străinătate. Și, deci e o cheltuială, e o oboseală, e o muncă, e o luptă. Și doresc ca să punem umărul, cum îi zis, așa, la lucrarea aceasta. Și e foarte bine. Ca Domnul să binecuvinteze pe toți cei ce sunt fruntea Alfa și Omega și de la primul fără la celălalt. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.